Regii au făcut show la București, rockerii de la Kings of Leon au cântat pentru prima dată în România pe Arena Națională pentru 35.000 de fani. În deschidere a fost și celebra LP, la fel de așteptată. În jur de 400 de agenți de pază, dar și jandarmi, polițiști locali și de la circulație au avut grijă să nu existe incidente. La aproape jumătate de oră de la începerea spectacolului, publicul s-a aprins. Formația americană Kings of Leon începea să cânte superhitul Use Somebody. Acum 10 ani, Kings of Leon câștigau premiul Grammy cu melodia Use Somebody, la un an după ce câștigau același premiu cu melodia Sex on Fire. De atunci au rămas unele dintre cele mai bune cântece ale lor. Seara trecută, 35.000 de fani au ascultat live formația americană aflată într-un turneu de promovare a albumului Wolf. Kings of Leon au cântat aproape 2 ore, iar fanii spun că n-aveau cum să fie mai bine de atât. Bună seara, cum a fost? Foarte frumos, dar cred că mai bine o trebuie să pe. Cum a fost la concert? Bine. Ce ți-a plăcut cel mai mult? Mi-a plăcut muzica aia. Sex on Fire, cred. Sex on Fire. În deschiderea concertului Kings of Leon a fost trupa românească Golan și artista americană LP, venită pentru a doua oară în țară. Niciodată, e prima dată când i-am văzut pe scenă mai ales și mi-a plăcut enorm de mult și LP absolut incredibil. Deci atmosfera, oamenii, muzica, LP. Ai venit cu familia? Da. Cine a avut ideea să veniți? Tata. Tata care se chinuie să stea la o coadă la hot dog. După București, artiștii de la Kings of Leon vor avea concert în Zagreb, Croația.